Bun găsit, doamnelor și domnilor, la ediția de astăzi a emisiunii Agenda Locală. Ne aflăm în comuna Bustuchin. Realizăm astăzi un interviu cu domnul primar Ion Ciocea. Bună ziua, bine v-am găsit, domnule primar. Bună ziua, bine ați venit în Bustuchin. Aș vrea să ne spuneți pentru început cu ce probleme vă confruntați în această perioadă. Poate și la primărie și în comună, ce doriți să rezolvați? Acum știți cum este, ca și în familie și la primărie sunt multe probleme pe care doresc să le rezolvi, pe care ți le-ai propus, ți le mai propui și gândești pentru viitor, pentru că în arta de a conduce, în manageria și în ceea ce facem noi primarii în administrația publică locală, nu e o diferență de ceea ce spuneam. Trebuie să gândești cum ai gândit pentru casa ta, pentru familia ta și e firesc că avem întotdeauna în minte că trebuie să terminăm acele proiecte pe care le-am început de ani de zile, proiecte care, din păcate și din nefericire, au fost stopate, bineînțeles, și datorită guvernelor care trec peste noi, pentru că curatura asta politică a dus și a făcut numai rău românilor și României. Nu se ține cont de o strategie, nu se continuă proiectele sau, eu știu, acea strategie de la un guvern la altul, pentru că, vezi, Doamne, au fost unii, acum venim noi și așa mai departe. Plecăm noi vin alții și, așa cum spuneam înainte, suferim și suportăm cu toții aceste mentalități, până la urmă, că eu așa vreau să le spun și, de ce nu, am spus-o și o spun întotdeauna. Din nefericire, acolo la guvern și în Parlament, nu totdeauna ajung oamenii cei mai buni, oamenii cei mai bine pregătiți și oamenii care se duc și au gânduri sănătoase, gânduri bune, să gândească pentru cei care i-a dus acolo și numai pentru ei și apropiații și acoliții lor. Trebuie să o spunem și am spus-o, niciodată nu mi-e frică, niciodată n-am niciun fel de reținere, pentru că, așa cum vedeți și dumneavoastră, mass media și toți românii, așa și eu ca primar Ciocea, văd că sunt și oameni care ajung și nu sunt oamenii cei mai bine pregătiți și oamenii cei care ar trebui să ne reprezinte pe noi. Sunt pe politicieni cetățeni. Și nu știu exact care este situația exact, din teren, exact. Din păcate. Dar asta este, cred că și aștept odată ca în viitor lumea să înțeleagă că politica e politică, dar trebuie să încercăm și să căutăm, să alegem, să ducem oameni care vor să facă ceva pentru oameni. Și de asta spuneam că proiectele noastre nu au putut să fie continuate și aici am avut pe OG7 și acel HG577, am avut un drum de 3 km pentru betonare, s-a realizat în jur de 60-70%, după aceea am avut apă în 3 sate care am realizat 80-90% cu ajutorul și concursul acestei firme care a câștigat licitația, pentru că a fost o firmă cu putere financiară, dar din păcate noi nu am putut să ne onorăm partea financiară către ei. Încă de 2 ani de zile am avut 8-9 miliarde, chiar 10 miliarde am avut arierate datorii către această firmă. Vedeți, am avut norocul că asta este, că de multe ori discutăm că, vezi, Doamne, noi primarii o să ne alegem firme noastre sau lucrăm cu firme care le vrem, care le aducem noi și le vrem noi. Uite, aici am avut norocul cu o firmă care a avut o putere financiară, care ne-am și cunoscut după aceea, pentru că am avut un proiect. Și gândiți-vă că la 10 miliarde de 2 ani de zile, dacă mi se cereau penalități, așa cum mi s-a cerut pe un proiect european în termen de 5 luni, n-am putut să-mi achit datorile financiare la 1 miliard și asta am plătit 600 de milioane penalități. Gândiți-vă la 10 miliarde cât plăteam. Aici este și reversul, că de multe ori se spune, doamne, primarii și aduc, eu știu, societăți ca să câștige ei, să-și bage mult. Nu, sunt și societăți și sunt și oameni de afaceri care cunosc și știu situația reală, văd cu ce ne confruntăm și noi și mai găsim înțelegere, dar sunt și societăți unde nu te iartă, dacă nu ți-ai dat banii la timp. Și de asta spun că eu am fost foarte mult în afară și în Spania, discutam pe licitații, să știți că și acolo, dacă ai avut o firmă, un proiect, două, și l-a desfășurat și a fost corect și s-au făcut lucrări de bună calitate, tu ca primar poți să și gajezi. Să stipulează în lege unde primarul poate să gajeze pentru o anumită firmă. Deci este un mare lucru. Dacă și la noi în România ar veni această legislație, eu știu că se fac și lucrări, cum se fac, știm și cum se întâmplă lucrurile, dar ce este cert că aici am avut noroc cu această firmă, că la 10 miliarde în 2 ani puteam să dau poate tot atâta sau mai de 3-4 miliarde. După aceea am avut acea bază sportivă care a fost tot pe OG7,
care din 2008 începută până în 2010 nu mi s-a mai dat niciun leu. Norocul că am gândit eu bine și nu m-am apucat să mai continui, ci am făcut ceea ce trebuia să fac, am semnat gazonul, am închis cu gard și m-am ocupat ca să întrețin acest gazon și să arate cum arată astăzi, pentru că constructorul l-a pus, el a plecat, dar dacă eu nu eram un gospodar, sigur, poate acum era, eu știu, un, na, să nu zicem că era un, pentru animale, cum se spune, un izlaz, totuși aruncam bani degeaba și nu cream nimic. Am rezolvat acest lucru, mi-am luat utilaje, mi-am luat o mașină de udat, am luat după aceea de o mașină pentru tuns și 3 ani de zile am reușit să-l ud, să-l întrețin și să fac un gazon în care, atunci când vine echipa, de exemplu, eu am avut în Cupa României și am jucat cu Târgu Cărbunești, jucătorii și toată conducerea ne-au felicitat pentru ce am făcut în Bustuchin, cum arată acest teren, acest gazon. Asta văd că este o mână de gospodar, dar din păcate numai aici atât am putut să facem, pentru că restul de 50% din investiție care ar fi trebuit să primim banii nu au mai fost primiți și nu am mai putut să finalizăm această investiție. Dar eu am fost mulțumit că am gândit bine să fac terenul, să-l închid ca să nu intre animale, să putem să-l întreținem, să-l gospodărim și să arate cum arată. Ați fost la București? Da, am fost la București luni și marți, am fost la domnul vicepremier Dragnea și am prezentat un memoriu, am pus imagini prin poze pentru a putea să vadă, să realizeze ceea ce înseamnă a abandona o construcție sau ce se înseamnă să o continui. Sper ca să o rezolv în... Mai o să mai am o discuție cu domnul Călinoi, în urma discuției avute cu domnul Dragnea. Și celelalte proiecte au fost introduse pe ordonanța 28, apa drumurile, știți bine că le-a preluat 28-ul, este o ordonanță pe care acum o coordonează, este adevărat președinte Consiliului Județean și Consiliul Județean. Dacă analizăm și discutăm, s-au făcut multe discuții și multe s-au spus pe această temă că descentralizarea nu trebuie să meargă până aici. De multe ori și eu sunt adevărat și este clar că sunt mulți care comentează și spun că descentralizarea nu a fost bine gândită. E posibil și pot și eu să spun acest lucru, pentru că e clar, nu poate o persoană să împartă un tort. Ferile atunci nu le mai face egale. Dar sperăm ca, așa cum știți și dumneavoastră și știu și eu, această ordonanță și a fost dată înapoi de Curtea Constituțională și bine a fost respinsă. Cred că se va gândi o nouă lege pentru descentralizare și ar fi bine ca lucrurile să rezolve încât să fim mulțumiți cu toți, să fie chiar și opoziția, să fie mulțumită și de ce nu toți politicienii și toți oamenii de administrație, pentru că până la urmă, nu este normal ca un om să împartă niște bani, ci trebuie să fie, eu știu, acolo o echipă, o comisie sau poate, nu știu, se va regândi în alt mod. Dar ce este cert că acum această bază sportivă depinde de domnul Călinoiu, din discuția pe care l-am purtat la București. Sper să găsesc înțelegere. De câți bani nu avea nevoie? Ar mai fi de vreo 2.200.000 în banii noi. N-ar mai fi mult, pentru că mai e partea de construcție, să o finalizăm, să o dotăm, ar mai fi tribunele și acea instalație de iluminat. Deci lucruri care s-ar putea rezolva și eu zic că n-ar fi o sumă de bani. Mai mult gândindu-ne că, vedeți dumneavoastră, această bază sportivă la Bustuchin și trebuie să merită să o facem. Și aici vreau să spun de ce, pentru că eu am 750-800 de elevi, așa cum am spus-o, și cu sala de sport, că se făceau multe comentarii și se critica de către parlamentar, de către politicieni, că de ce facem sală de sport în mediul rural și așa mai departe. Asta este dureros, că vedem mentalități de asemenea gen, pentru că în comunități cultura, sportul trebuie să fie pe primul loc. Dacă mai acum 20 de ani ne gândeam să facem o infrastructură în drum, în apă, în canal, e bine, asta era, așa era, că nu puteai să ajungi la o școală dacă nu aveai un drum bun, nu puteai să ai învățământ de calitate dacă nu aveai o școală să corespundă normelor europene sau să aibă spații iluminate, să fie căldură și așa mai departe. E acum, după 20 de ani, trebuie să gândim mult mai departe și să vedem lucrurile mai bine și la adevărata lor valoare, pentru că cultura și sportul trebuie să fie prioritare pentru orice parlamentar, politician, iar noi primarii, sigur, o avem ca o problemă primordială. Bun, în legătură cu cultura, știu că aveți în plan să faceți un cămin cultural, aveți și un ansamblu, aveți și o secție de la Școala Populară de Artă, foarte mulți copii care vor să urmeze cursurile Școlii Populare de Artă.
Da, este adevărat, eu prin acele proiecte europene, pentru că trebuia să primim un punctaj ca să poți să câștigi proiectele, am făcut și acea grădință cu program prelungit, am luat un punctaj, a trebuit să vin și cu activități culturale, cum a fost Brâul de la Poiana și ansamblu artistii Brâul de la Poiana, cu, aici a venit cu echipament și cu tot ce trebuia pentru acești dansatori, după aceea a trebuit să prind și anumite instrumente, deși am prins chiar de aproape 1 miliard în bani vechi, care le țineam de vreo 2-3 ani și le țineam, le prăfuiam aici. De ce le-am lăsat atâta timp și le-am folosit? Unul, pentru că nu aveam condiții, nu aveam nici spații adecvate, dar după ce am realizat sala de sport și am mai făcut o sală de festivități, am reușit să găsim spațiile, nu chiar așa de bune cum ar trebui sau ele dotate pentru așa ceva, dar am încercat ca un spațiu care le avem să dăm drumul la acest proiect, prin care am reușit să aducem 4-5 specialiști la Școala Populară de Artă. La ce valoare se ridică acest cămin cultural? Da, din studiul de fezabilitate, că nu este așa de, e o valoare atât de puțină, este în jur de 300 de mii de euro, asta ar fi în jur de 12-13 miliarde, dar prin demersul pe care l-am făcut la OMV pentru discuție care le-am avut cu cei de la Craiova care aparțin de OMV Petrom și sunt anumiți specialiști care se ocupă de acele proiecte, pentru că OMV-ul Petrol la nivel național și la nivel zonal prin proiectele pe care le fac au încercat să ajute comunitățile unde desfășoară activitatea. Da. La adevăr, am făcut foarte multe proiecte, dar proiecte cu învață să spui nu drogurilor sau fumatului și alte cu tematici mai mici, care într-adevăr au fost binevenite și m-am bucurat întotdeauna, am dat concursul, am sprijinit, am ajutat, dar am făcut să pe cei de la Craiova și la București să înțeleagă că sunt nevoie să facem și proiecte mult mai mari, proiecte legate de cultură, de acțiuni sportive și așa mai departe. Printre care a fost și acest cămin, pentru că încă din 2005-2006 un cămin care îl aveam în zona centrală, care este în zona petrolieră, datorită alunecărului de tren, atunci s-a prăbușit, probabil nu a fost el construit așa de bine, nu a avut o structură bună și a fost afectat foarte mult, pe care a trebuit să-l dau jos, pentru că era pericol pentru oameni, pentru cei care treceau în jur. Fiind demolat, am rămas doar cu terenul și nemai având un asemenea spațiu pentru activitățile de cultură. Ajungând la ora actuală, după ce mi-am terminat, așa cum v-am spus, toate problemele mult mai importante, cum era infrastructura, în drumul, în apă, în canal, în gaze, în școală, în sănătate, a trebuit să ajungem și la acest domeniu, care este aceea, o comunitate fără cultură, nu știu dacă se poate duce departe și ajunge bine. Și atunci cred că trebuie să ne punem, să ne orientăm și să facem toate eforturile noastre pentru a pune la punct și acest domeniu. Sunt un primar care aș putea să nu mă plâng că nu am condiții sau că nu aș avea, eu știu, realizări în comună, dar așa este ca și la o societate, acolo un manager, un conducător, niciodată nu se mulțumește de ce a făcut și niciodată nu poți să spui că le ai pe toate, trebuie să și eu să fiu nemulțumit și cu toate eforturile care le-am făcut în proiecte europene. Vreau să spun că m-a și obosit, am avut și mari probleme. Nu e ușor să iei 7 milioane de euro și 2-3 ani, câte monitorizări, câte verificări, câte controle, bate luți de multe ori și cu cei care sunt ai tăi, cum sunt dirigenți de șantier, cum sunt consultanți, cum alte ori tu ca primar nu știi totul, că nu ești parte tehnică, nu poți să verifici, ajungi la discuții, mai poate ai și somnit noaptea că semnezi pentru miliarde și zeci și sute de miliarde. Și am zis că trebuie să mă mai liniștesc, dar vreau să vă spun că nu. Așa am fost eu toată viața, am terminat cu un proiect și mă gândesc să încep altul, pentru că poate nu mă simt bine și cred că așa e felul meu. Și vreau ca să încep și pe, în domeniul culturii, să fac tot ceea ce lipsește. Am spus în primul rând pentru a crea spații unde acești oameni de cultură vreau să-și desfășoare activitate și, doi, să fac ce am promis cetățenilor Comunei Bustuchin, pentru că eu întotdeauna, în fiecare mandat, eu am un program și, așa cum am mai spus-o și altădată o spun și acum,
cam totul am făcut, ba am foarte multe pe care trebuie să le pun, să le adaug, să realizez lucruri pe care la momentul când am venit în 1996 nu credeam că o să fac sau o să ajung să vreau și una și alta și lucruri pe care le doresc acum, așa cum este și această mini casă de cultură, că de fapt nu este un cămin cultural. Am spus eu, în 2007 am câștigat în cele 500 de cămine culturale care trebuia să construiesc în România. A fost o depunere de proiecte, este un punctaj pe care l-am obținut. În Gorj erau 8 comune care trebuia să facă, dar tot datorită politicii, că vorbim de politică și de multe ori parcă nu vrem să mai vorbim de politică pentru că... Păi lăsați că o să tot vorbiți anul acesta, avem alegeri peste alegeri. Da, o să discutăm și de asta. Politica a făcut de multe ori din noi, cum să vă spun, a făcut niște oameni care să fie îngrijorați pentru locul de muncă, îngrijorați că n-au ce să pună pe masă, că o să le taie curentul într-o zi sau alta, așa că eu vreau să stau mai departe de politică întotdeauna, o fac, sunt om de administrație, dar știți bine că am spus că vreau să vorbesc mai puțin de politică și să trec peste acest lucru și să mă lupt să aduc bani, să pot să realizez pentru oameni ceea ce mi-am promis. Cum va fi la alegerile europarlamentare? Cum credeți că va fi prezența? Avem și alegeri pe Senat, colegiul numărul 2 lăsat liber de domnul Toni Mihail Greblă. Da, și este o problemă, e de gândit, nu e niciun partid care trebuie să stea liniștit sau noi PSD-ul, USL-ul care nu mai este din construcția care a fost și actuală PSD-ul, ce mai este acum UNEPR și PC. Să nu creadă nimeni că lumea e atât de mulțumită și știm și dumneavoastră, știm și noi, cred că o știu și cei mai mari. Noi avem datoria să mergem, ca primar, să mergem în fața oamenilor. Eu, Ciocea, pot să mă mândesc și pot să merg în fața oamenilor, pentru că la mine nu se poate pune problema, eu zic. Pentru că eu ce am spus, l-am făcut și doi, și ce depinde de mine, mai puțin de guvernat, de politicieni, eu întotdeauna am încercat să fac peste puteri și să fiu omul în care de care au nevoie. Întotdeauna când vine un om la mine, eu îl pun pe scaun, îl rezolv, pentru că, până la urmă, administrația cam aici este cum îl primești pe om și cum pleacă de la tine, nemulțumit sau nemulțumit. Că facem sau nu facem, ce să omul spune, domnule, era normal să faci o primărie, era normal să faci o grădință, o creștere de copii sau, eu știu, un drum, era normal să-mi bagi apă, pentru că spui, de la televizor, că să dau bani. Dar normal este că nu-l primești, îl pui pe scaun și rezolv problema lui aia care, de suflet, de pământ, de ce are el nevoie. Iar dacă vreți să mai vorbim de politică, că așa a fost întrebarea, europarlamentarele, cât și acel post de senator, eu știu, îi va face pe politicieni să gândească, nu spun numai din PSD, din tot spectrul politic, prin însuși și lipsa oamenilor la vot, prezența care va fi, pentru că oamenii sunt cam sătui de politicieni, s-au săturat. Doi, o să vedem și mi-aș dori să fie așa, ca pe viitor, după aceste alegeri care stau anul acesta, oamenii să uite de partid și să meargă pe oameni. Din păcate, o știm cu toții că viitorul va fi pe listă, nu va fi cum e acum, pe persoane. Și aici se va schimba puțin treaba, pentru că, vedeți și noastră, și legislația, și Constituția care se va modifica, și toate se fac de către politicieni. Ori politicienii văd contextul, știu situația. Că dacă în viitor se va merge pe oameni, fi sigur că nu ar mai conta că Ciocea este independent și nu mai este la PSD. Și atunci s-ar vota omul. Sau m-am dat pe mine că așa este. Am înțeles, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Aș vrea să vă întreb ce se mai întâmplă cu fabrica de cărămidă. Care este situația în acest moment? Da, cu fabrica de cărămidă, luni am fost la București, v-am spus, pentru aceste proiecte care am avut, nu am avut mai baza sportivă, am depus și un dosar pentru o corecție pe fonduri europene. După aceea am fost cu căminul, cu un bloc pe care vreau să-l construiesc aici de 5-6 ani, l-am tot scris și am făcut o nouă revenire la domnul viceprim-ministru, pentru că, așa cum l-am spus și l-am spus și el la București, din păcate n-am prea putut să stau de vorbă cu dânsul, am stat cu ministrul secretar de stat, foarte drăguț să a fost, m-a ascultat, pentru că l-a rugat domnul vicepremier, știți bine că a fost și birou politic, a fost și mi-a spus să stați și să ne asculte, să vedem ce putem face, cum am
care ar fi lucrurile care, pe care, care să-i facă pădurarul, să-i convinge pădurarul că e necesar acest bloc. Și atunci am explicat așa, am dus și poze cu acele case care, dacă vine o ploaie mare, iar acum în primăvara aceasta e posibil ca aceste case să ducă pe valea în jos, iar eu mea, ca primar, mi-am făcut datoria. Eu am făcut la inspectoratul județean, la urgențe, l-am făcut la prefect, am făcut la domnul Călinul, la președintele Consiliului Județean, am făcut la domnul Ponta, am făcut și domnul vicepremier. Deci, dar nu te încălzesc în tine că le-ai și te acopere. Și trebuie să prevenim dinaintea acestei situații. Și poate întâmpla ca într-o zi, într-o noapte, aceste case se ducă pe prăpastie în jos, iar acești oameni să n-ai unde să-i duci. Și atunci am zis să facem un bloc cu P plus 3, cu două scări. Sunt undeva de 40 de apartamente și garsoniere, nu mai rețin exact câte de unele, da, câte de altele, ca să le avem pregătite și să le punem la dispoziția acestor persoane. În caz de situație urgență. Să ne construim case, da, pe la Cojeni, pe la Albeni, pentru că le-am făcut acolo, casele stau, vorba aceea dumneavoastră, cred că ați trecut pe acolo și ați văzut ca într-o paragină, unde nimeni nu se ocupă, este ca într-un izlaz de la, cu, știți bine că nu s-a mai continuat nici cu apă sau canalul, da, ce trebuia să continue, iar mai mult decât atâta, cetățeanul s-a născut în Bustuchin. Copiii care au fost după ei tot aici au deschis ochii, cum se spune, ei aici au animale, au gospodările lor, au pomi, au plantații de pom, de vie, și cât de ușor ar fi ca de la 2 km față de casa lor să le pui un apartament la dispoziție și zilnic să ducă să-și facă treaba în gospodărie. Pentru că le-am dat la Cojeni. Dar ei stau tot aici. Da. Așa au făcut și casele de acolo sunt în paragină, stau goale. Și stau în aceste anexe, care nu sunt nici normale și nu este corect ca să trăiască în asemenea condiții. Și atunci, cred că am înțeles mesajul și am înțeles de ce. Și am spus, domnule, zona unde mă aflu eu și unde vreau să fac acest bloc, este o zonă de blocuri, unde sunt încă din 58, care nu este supusă unui pericol de alunecări sau de scufundări. Și cred că ar fi mai bine să înțelegeți acest lucru, că să cheltuim niște bani, dar să și fie folosit, nu să aruncăm, să stea cum stau acele case nelocuibile și nefolosite. Cred că am găsit și înțelegerea, o să mai revin acum că am rugat băiatul pe urbanism să se ocupe din 2005, de când am făcut toate demersurile, pentru că eu am spus că l-am făcut din 2005, în fiecare an am cerut acest bloc de locuințe, la care ce domnul primar am primit și noi, dar numai dată, bun, eu vreau să revin acum, o să merg acasă, o să vin, revin cu un memoriu la care o să vă pun în spate toate imaginele și tot ce am făcut eu în decursul acestor ani ca să pot să obțin acest bloc. Am înțeles. Mulțumim mult pentru toate aceste amănunte. Să sperăm că se vor rezolva și problemele acestea legate de birocrație. Asta bănuiesc că este cea mai mare și principala problemă a primarilor. Ne dorim cu toții. Da? Mulțumim mult. Astăzi și toți care ne ascult. Așadar, domnilor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Agenda Locală în comuna Bustuchin. Ați urmărit un interviu cu domnul primar Ion Ciocea. Eu sunt Daniela Gapșa. Vă mulțumesc pentru atenție.